Salutare, salutare, fraților, și bine m-am regăsit la un nou vlog, un nou car vlog din satul Roșiori, pe aici, pe undeva prin jurul Bacăului, undeva la vreo 34 de kilometri. Am dus un prieten până aici care un pic de treabă, na, știți cum e, vine Crăciunul, tăierea porcului, alea, pac, buf, eu n-am stat că... vă dați seama că lăsăm gâștile să traverseze. Haideți mai panarea milă. Cam a început să plouă afară, e o vreme urât așa, azi vineri. O să pun mai târziu vlogul când ajung acasă. Vreau să vă arăt peisajul ăsta frumos, să mă vedeți și pe mine. Da. Oare dacă îl pun pe ăsta sus aici, unde se vede aia. Așa. Și așa se vede aia, să vedeți și voi drumul. Să vedeți satele astea de aici. Din apropierea Bacăului. E frumos, viața la sat. Sper să vă placă drumeția. Muzică nu vă pot pune că mă bagă ăștia la copyright. Mă bagă la copyright, să vedeți acum niște serpentini faini de tot. Acum o să le vedeți pe filmare. Am mai fost o singură dată aici, acum vreo 4 ani, cam așa, tot cu prietenașul ăsta meu. O umblat ăștia cu căruță pe aici, cu tractor, că au făcut o mizerie pe aici, mamă. Da. Și cam acesta, cam așa stă treaba, e foarte urât afară. Plouă. O să vin mai târziu pe la ora 4 să îl iau înapoi pe prietenașul ăsta meu. Ce să faci? Dăm înainte. Am ieșit din Valea Mare și am intrat în Roșiori. După cum puteți vedea pe plancarda asta de informare. Lăsăm ușor că e umezeală pe jos. Nu ne grăbim, nu e timp. Nici nu mă grăbesc. O să lăs vlogul așa cam nu știu cât, cam jumătate de oră, cred că 35 minute, 40 de minute, cam așa. Ce să facem, fraților? Vin sărbătorile. Noi cu munca, cu aia. Uite ce troiță fain era. Avem un pic de urcat la deal. Bă, dar păcat că uite ce brad acolo, înalt, pe care are vreo 10 metri, mai bine.
să nu ne grăbim. Aici mai stă oameni de vorbă, mai... Să nu facem vreo prostii. Mai ales viteza nu e așa bună. Ce drum drept pe aici și urcă așa deodată la deal. Asta e bună cu... Aici e bun să te dai cu Sania din Vale, dar ăștia dă... Cred că Iana era de luș pe aici. Ăștia dă cu sari, cu urăță dacă ninge. Da. Frumos. Păcat că plouă și e o vreme urăcioasă. Ieri a fost mai frumos, mai... Mâini tai și ai mei porcul la țar, dar eu sunt la serviciu, nu pot să... Nu pot să merg că sunt la serviciu. Aici ai negușeni. Am ieșit din roșiori. Ai dăm bici. Ce fain să vedem pădurea aia. Și nu știi cum derapează mașina. Nu-i bine să luați curbile, că niumezeală cu viteză foarte mare. Chiar dacă na, cauciucul le-au aderență, nu mi-e frică. Cunosc mașina, dar e destul la 60 la, acum, la momentul. E destul, e o viteză destul. Nici n-ai cum să-i dai mai mult. Au o bisericuță aici frumoasă de lemn, majoritatea de pe la țară, așa era și pe la țară, pe la bunicii mei, pe la Hărgești, o bisericuță la deal din lemn, așa frumoasă. Da. S-o defocalizat camera. Bă, fraților, eu de asta fac înregistrare duală, că fac un car vlog. Dacă v-aș arăta numai, drumul ar fi plictisitor. De asta eu fac înregistrare duală, fac car vlog. Altfel nu s-ar mai numi car vlog. Ia uite ce pot aici. Hai mă, focalizează. Și filmează aici minunăția asta de pădure, așa cum plouă afară, fraților. Și din cauza asta nu se focalizează camera cum trebuie. Ia uitați cât e de fain. Și stați că mai avem de urcat. O să vedeți mai încolo, e frumos. Îmi place. Am mai fost la dealul Mori. Ia uitați ce e aici. Sunt și drumurile astea cu tâmburi, cu... Of, ce mă enervează că plouă și îmi strică mea filmarea. Trebuie să dau cu ștergătoarele, că n-am în control. Uite, m-a început să plouă tare. Asta este, ce sunt, asta e vremea. Iarnă. Dar iarna asta parcă se știe toamnă, nu e iarnă.
aduc aminte când făceam pe la Nemo, când eram, făceam livrări tot așa prin sate. Dar ce, Dumnezeu Sfântul, ai, mă, gazule, ce ai? De ce nu mai vrei să mai... Aici e o porțiune de drum drept, după aia iar urcăm. Dar nu știu ce are ăsta de sare de aici și nu vrea să, să trag. Nu știu ce are. Doar am încărcat. De oameni necăjiți se duc cu... Dar ce mai fac ei acum cu asta, nu știu, bă, dar ce ai, mă, ce Dumnezeu Sfântul ai? De ce nu vrei să mergi? Ce ai? Bă, frate, e deja ale, frate. Mă duc să schimb filtrul ăla de gaz, că din cauza asta acum e și temperaturile astea nașpa și din cauza asta uitați ce fântână aici pe deal pusă. Sunt ușor, că-i curbă. De acum mai avem iar de urcat o porțiune. Du-te în mașină, dacă ești prost, câini. Aia că spre cam acum erai mort de când. Am pune-o mintea cu tine. Băi, ce proști câinii ăștia. Direct la roată se bagă, mă, frate. Bagă-te la roată, că dacă ai să stai cu capul zdrobit pe la roată... Hai, băiet. Cucuieti. Ce frumos e pe aici, n-am mai fost de mult așa într-o drumeție de astea. Poate o să mai fac drumeții din astea când o să mai fie, bineînțeles, timp. De exemplu, fac să merg, dar bine că până la dealul Mării e un pic de mers. Să ai bani să vedeți pe acolo, pe la dealul Mării, Vulturieni, dar durează mult pe filmare. Și pe aia la întoarcere să o iei pe la ajut, că se poate face drum pe acolo, pe la... este drumul ei tot înainte și ajungi pe la ajut. Să știți că se face camera așa din cauza că plouă, n-am ce să fac, să adun stropi pe geam și... Uite, pe aici e cam stricat drumul. S-o rupt de la ploaie, de la umezeală. Trage bine mașinuța, 1.8 benzină. Cu 125 de cai putere are. Ce trebuie mai mult? Aici merge un Jeep, un Duster, e bun. Bate cutinul, cu timpul, când o să fie bani, dacă pot să strâng și eu un bănuț, să văd, dacă reușesc să strâng, nu foarte mult, poate o să-mi iau un Duster, dar na. Visile-s visii, dar dacă muncești și ai
dacă muncești, ai puterea să strângi banul, să muncești, să nu cheltui aiurea. Bea, aștept să mă merg și eu acasă, să mă duc la o cafeluță și la un suc. Și poate mă duc până la... Poate mă duc până la Ușan să-mi iau ceva de acolo. N-am mai făcut filmare, dar am ceva mișto pentru voi. Aștept să iau și eu banii ca să... Pe aici nu mai plouă, vedeți? Ce bine. Să nu mai ploaie. Într-adevăr, e enervantă treaba asta cu ploaia, dar e benefică pentru pământ, pentru dacă nu plouă, nu se face grâu, nu se face aia, nu se face aia. Și atunci noi vrem numai soare și plajă, dar nu mănânci la soare și plajă, mănânci la zăpadă, de la ploaie. Intră în pământ apă, să fac izvoare sub pământ, să fac alea, păi da. Uite, bătrâne sărace, să duc pe la... Cât e de frumos pe aici. Satele astea cât e de frumoase. Aici e, e bine că e mai aproape de Bacău, 30-40 de kilometri. Uite, că am ajuns la stradă aici. Aici s-a întâmplat un accident acum 7 ani, în 2015. Au murit 3 persoane. Aici am fost de față când a fost accidentul. Chiar acum unii camionul la unii cruce. Aia a murit o prietenă de-a mea, care o cunoșteam de pe Facebook. Dumnezeu să o ierte. Tragic, urât accident a mai fost atunci. Era de ziua îndrăgostiților, am fost la discotecă. A fost urât tare accident. Bine fac ăștia cum mai stau cu radarele, cu aia, cu aia. Nu știu dacă ați mai văzut drumul ăsta pe aici, filmat. Poate am eu o filmare cu camera de bord, aveam o cameră de bord mai rea, așa, mai... Acum intrăm în Traian. După aia imediat ajungem și în Bacău. Dar lăsa așa filmarea până aproape de casă, ca să vedeți și voi pe aici zona. Încolo spre țară, la mine, tot am filmat atâtea drumuri, cred că v-ați plictisit. Uite, acum am schimbat, am filmat alt traseu, alt... Sper să mă apreciați, că nu e așa o, wow, o muncă, ca să zic că, băi, muncesc sau... Dar totuși trebuie să fiu atent și la trafic, să fiu atent și la cum filmez, cum se filmează aici. Bă, eu vă mulțumesc din suflet celor 3020 de abonați, care am 20-22, cam așa am văzut că sunt pe canal. Văd că aici e mai luminos, așa s-o mai luminat afară, așa se spune, s-o mai... Să fim foarte atenți că unul face dreapta, unul face stânga, unul se duce încolo, na, fiecare cu treaba lui și atunci de asta trebuie lăsat viteză mai moale, pentru că dacă bagi camigul... Uite ce motociclete aici, scutere, ce fain, uite e enduro din ala de... Ca să te duci cu el pe dealuri, pe asta, vale, uite mi-aș place, ce m-aș da. Eu știu să merg cu scuterul, cu motocicleta, n-am au, am moped, cu scuterul pot să umblu. Dar dacă ai o motocicletă din asta enduro, n-ai voie pe astea, pe locurile publice. Aici era o discotecă, mai veneam la
Traian aici făceai dreapta pe aici până și era o discotecă mai încolo. Nu mai știu cum se chema discoteca aia. La câte discoteci am fost cu un prietenaș de-a meu care acum și el e la casa lui. S-a însurat, pe 11.25, la 12 s-a acasă. La 4 trebuie să vin înapoi, pe la 4.30 să ajung. Bineînțeles, nu o să mai fac vlog, că domnul e nebun la cap. Dar cred că îmi iau camera de bord, îmi iau camera de bord și mai fac o filmare, dar pun pe canalul celălalt, pe Adrian ZKT Vlog, ca să aveți acolo, să am și acolo o filmare, să am pe canal. Acolo o să modific, o să pun muzică de asta din librăria YouTube. Aici la primele case pe aici am un unchi care stă pe aici, îl salut cu această ocazie, dar nu mă urmărește el pe YouTube. Uite, pune fântâna asta aici, pe aici stă. Da. V-am spus că fac în jur de vreo 30 de minute, cam așa, până acasă. Încolo, în stânga, e Bijghir. Am fost parcă o singură dată la Bijghir. Un văr de-a meu. Am mai fost așa prin sate, da? Păcat că n-am cu cine să merg, să mă plimb, să pac. Bă, hai, uite, punem 50 de lei, sau bă, măcar 25 de lei de căciulă, hai, mai pune un 50, hai să mergem în plimbare, să ne plimbăm, să mai vadă lumea, poate așa, să mai abonează lumea, uite, cu tare, au fost în... Poate mai sunt oameni care sunt din satele astea și sunt plecați prin străinătate și le dor de casă, le dor de... Na, știți cum e, majoritatea se uită și când postez de plațare, am văzut că se uită, număr mare, număr cât pentru mine, de să am grijă că depășesc ăștia care e buni. Erai să-i pierzoleacă controlul cu viteza ta. Că acum ai umezală pe jos și te duci cu... Băi, dacă 300 ar prinde mașina, 300 ar băga, bă, ăștia, frate. Nu că nu i-aș da și eu la mașină, da? Nu o dau, frate, eu vreau să mai trăiesc. E suficient 70, 80, hai 100 pe oră, e suficient. Băi, uite cum depășești în curbă. Că acușa a venit camionul ăla și te faci pilaf. Sunt un pic răcit. Da, s-a mai luminat pe aici. Chiar e ca lumea. Aici, dacă din intersecția asta face stânga, ajungeți la mine, la țară, pe la Buhoci, Buhocel, Coteni, Furnicar și după aia vine Tamaș. Astea sunt satele pe acolo care sunt. Eu mă duc mai mult pe la Nicolae Bărcescu, că e mai aproape, e drumul și mai drept. Pe aici, pe la autogară, tot 20, să zicem, pe la Nicolae Bărcescu, să zic că 22-23 și pe aici sunt undeva la 24. Cam așa, de kilometri până la țară. Eu știu că sunt jur de 22, 23 mai. E 11.29. Ceasul e bun. Pe la 12 ajung și eu acasă. Mă schimb și... Mă duc și eu la o cafeluță. Până în prezent, acum am 60 de kilometri făcuți.
Deci cum s-a spune, fac mai mult de... O să vă spun acasă cât... Mă, îmi pare rău că uite, m-am grăbit, am uitat să iau bani la mine, mă duceam direct la, la Ușan, o luam pe autostradă. Puteam să o iau pe autostradă și mă duceam direct la Ușan, dar am uitat banii acasă. M-am plecat și eu grăbit, ca nebunul. Autostrada e jos. Nu o puteți vedea, dar autostrada e jos. A7 sau cum se cheamă, nu mai știu. Iar aici e nu podul făcut ca să treacă peste autostradă. Vedeți că avem și de aici ieșirii către autostradă. Nu era numai bun, că intram pe autostradă și ieșeam la Bălcescu, dar aici avem Agricola, ferma de găini, de pui, de ce ori mai avea ăștia pe aici. Știu că sunt doar cu din astea de pui, de găini, curci, glumesc, nu știu ce au. Să lăsăm ușor pe aici. Mai face figurile astea, nu știu ce are. Doar am cam alimentat, da? Ce să facem, frate? Dăm înainte, că înapoi nu putem să dăm. Am făcut vlogul ăsta la întoarcere, că n-a, era prietenul ăsta meu și nu vrea să apară pe vlog și în plus de asta n-am mai discutat și noi una alta, plus nici el nu știa chiar așa bine, că nu a mai fost de 4-5 ani, nu mai știa exact drumul, trebuia să comunice la telefon și na, fiecare are treburile lui, secretele lui, chiar dacă e mașina mea. Așa că nu singur, băi, îmi fac vlogul, știu ce să vorbesc, știu ce să fac, ce să... Aici suntem prin Șerbănești, așa se cheamă cartierul. E calea Bărladului aici și mai sus, în intersecție, calea Romanului. Poate, na, mai sunt care mai mă urmăresc din altă parte și vor să știi cât de cât... Să dau cu din asta că să murdărești geam. Nu știu dacă vedeți voi pe filmare, dar apoi ai spălat mașina și o murdărești. La cât e de urât afară, o spăl eu mai mai târziu o spăl. Deci am făcut până în prezent jumătate de oră, deci nu faci mult, cam 35-40 de minute faci. Ai zis că o să pun o pauză aici ca să nu mai stăm jumătate de minut să consumăm la semafor și revin când se face verde. S-a făcut verde la semafor, măi. Aici văd că a pus un, cred că seara să văd, luminițele astea. Moșul ăla mai stătea să mai și uita, eu am încetinit, că-i cedează trecerea, nu-i stop. Băi, bambanachii din Moșneac.
Hai să o luăm, fraților, către centru. Vedem și noi ce-i prin centru și... Bă, tată ăștia cu soluții pe sus, nu știu ce boala, că aveam scăpat de răceală, iar am răcit. Cum vine asta, bă? Am luat, am să iau un parasinus de seară ca să-mi treacă. Se-nvârte roata la BMW, se-nvârte roata la BMW. Faine și chipurile astea sau SUV-urile, chiar îmi plac. Îți spune, alea mai te duci prin teren din ăsta, pe una asta, pe una alta. Cunoști noi prin centru să vedem ce mai e pe acolo. Da, aglomerația orașului. Ce să faci? Că e aglomerat. N-am mai pus cu muzică de vlog, nu vedeți că YouTube-ul ăsta nu vrea să... Spune că am conținuri folosit. Dar ce conținuri folosit am eu dacă eu îmi creez propriile mele videoclipuri și sunt original? Nu-i înțeleg pe ăștia. Nu-i înțeleg. Habar n-am. Dar o să dau și o solicitare până îmi aprobă canalul. Bă, da, dacă eu fac conținutul meu, filmez, conținutul e folosit. Dar nu vezi că în altă zi, poate mă se referă că fac același conținut, că fac poate car vlog, că fac nu știu ce, că fac nu știu cum. Opa, ai uitat ce Crăciuniță acolo, mă, cu mușico. Poate mă aud bărbatul și-mi dă peste cap. Pac! Eh, glumea și eu, ce era pe stradă. N-a zis nic de rău. Na, poate fata-i măritat sau logodit. Vine bărbatul, o rupe cap. Nesimțitul. Dar e la Crăciunița mea. Mai glumesc și eu. Vă țin aici, în, așa să mai râdiți. Trebuie să râdim, să glumim. Ce X4 acolo, mă, vă, duș. Alo? Cineva acasă? Așa are numărul, alo? N-am zis numărul pe... Da, haideți, vreau să s-o făcu roșu semaforul. Ai lei. Enervant când se face. Da, ăsta e orașul. Ați văzut, pac, pe la țară, jap, 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 nu mai stăm la semafoare, pe la mergi, faci treaba. Uite, asta e oraș aglomerat, trebuie să stai cu răbdare. A, mă, vă pune frâna moarte acum. Var mutra să vă fie di. Puțin gătan, că da ce eu trec. Nu mai stau eu. Stau să vă aștept pe voi până vă milogiți în pușca mea. Păi da, aglomerat e orașul, bă, și 11:30, 12. De unii mai veniți, mă, atâța, mă, de unii mai veniți? Nu, că nu-s nervos acum, așa vorbesc eu. Iute, hai mă, bagă-te, mă, de acolo. Hai, da, greu vă mișcați, bă. Greu vă mișcați, mâncava-și gura voastră. Se putea băga asta. Bagă-te, mă, acum cu ăsta, mă. Of, greu la deal. Da, greu tare, nu așa. Vai de viața și de zilele voastre și de stelele voastre.
Pa, aici prin oraș faci mai mult decât am făcut la țară. Încolo la Roșiori. Se moară veta în Popușoi, dacă nu e așa. Mai mult faci în oraș decât la țară, frate. Hai cu BMW-ul tău, hai în pușca mea. Un BMW, unul BMW-ul, BMW-ul, mă, te bag eu ceva în BMW-ul tău. Tigai în puțetă de BMW. Mă piși pe BMW-ul tău și te fac oricând. Cac în BMW-ul tău de cacamaca de 2 lei care îl ai. Uite, altul cu BMW. Bă, dar toți v-ați găsitați cu BMW-urile voastre, cu tigăile voastre. Toți, bă, acum s-o găsit cu tigăile lor de BMW. Cele mai urâcioase mașini care le-am văzut. Nu-mi plac deloc. Cele mai handicapate mașini, BMW-uri. Nu-mi plac, nu le suport deloc. Nici să n-aud. Bă, o fi mașina mea tigai, Opel din 2001. Da, măcar îmi fac treaba cu ea, bă, frate. Măcar îmi fac treaba cu ea, nu stau să mă milogez după ăla, după ăla. Mulți acum o să comentez, bă, dar BMW-ul e marcă. Dar poate să fie și să facă ăștia și avion BMW, că nu mă interesează. Nu. Hai că se face și aici verde, dar avem un tripicamăr de asta. Ca acum pe toți eu pălit să vină cu, să meargă ca virgulă căruța, să nu facem cacofenii. O iau și eu prin spate pe aici, pe la miniș. Vreau să merg până la toaletă și asta e când conduci. E nașpa când te ții pe tine, bă, eu urăsc. Da? Ce să fac? Gata, fraților, cam acesta a fost vlogul pe astăzi. Eu vă urez sărbători fericite, oricum o să ne mai vedem pe vlog. Mamă, și ce aglomerație aici, nu? Moare gibelan. Blocat intersecția, o blocat aia, o blocat aia. Da, claxonează, bă, dar asta e bandă de urgență. Morții gâtului mătii cu claxonarea mătii.
nicio aglomerată. Bă, haideți, fraților, că v-am lăsat. Văd că e aglomerat pe aici, nu știu, s-o spart țeava cu mașini, unii se duc ăștia, nu știu ce fac. Eu v-am pupat, vă urez sărbători fericite, o să ne mai vedem la vloguri. Bă, spor la treabă, care tăiați porcii acum sau care aveți treabă cu așa ceva. Eu v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog, pa, pa!